Starea de alertă nu a mai permis administrației locale râmnicene să organizeze evenimentele de tradiție dedicate sărbătoririi atestării documentare a municipiului de sub dealul Capela. Se primesc astăzi 632 de ani de la prima atestare a râmnicului printr-un hrisop domnesc al domnitorului Mircea cel Bătrân, aflat în acea perioadă în ctitoria sa de suflet, mănăstirea Cozia. Râmnicul Vâlcea, oraș domnesc, așa cum îl numise Mircea cel Bătrân, și oraș cultural de excepție o bună perioadă de timp în acele vremuri. Din păcate, nu poate să se sărbătorească așa cum se cuvine această zi importantă pentru noi. Așadar, târgurile de carte, manifestările culturale, sportive, spectacole de orice fel, care în anii trecuți erau vizibile în această zi la Râmnic, de data aceasta sunt amânate pentru vremuri mai bune. Perioada asta în care COVID-19 ne-a creat unele probleme, ne face să trăim altfel viața decât era normal până acum. Nu putem decât să urăm râmnicenilor, vâlcenilor la mulți ani, ocazia zilei orașului, și sper că într-o perioadă foarte scurtă viața noastră să reintre normal așa cum a fost până acum.